Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Iuri Stan, managerul general al Centrului Medical Irina. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Stan, Centrul Medical Irina vine în întâmpinarea gălățenilor de peste 20 de ani, cu tot felul de analize medicale, specialități la diversi medici. Dar de ceva vreme, Centrul Medical Irina face parte din rețeaua de sănătate Sfânta Maria. Ce înseamnă această schimbare? Deci de un an și 8 luni suntem parte din rețeaua medicală Sfânta Maria, care la ora actuală are 10 clinici în București, are clinici în Cluj, Sibiu, Timișoara, Bacău, Iași, Galați, Brăila, Constanța și este într-o continuă creștere și expansiune și automat acum ne dezvoltăm și pe Brăila și în Galați vom mai deschide o clinică de chirurgie și spitalizare de zi. Ce specialități găsim la specializări găsim la Clinica Medicală Irina, la Centrul Medical Irina? În momentul acesta avem în contract cu Casa Națională de Sănătate, avem tot ce înseamnă laborator clinic, avem radioimagistica medicală, avem de săptămâna viitoare avem și psihiatria în contract cu Casa, iar spre contractare cu Casa toate celelalte specialități medicale, cardiologie, neurologie, ortopedie, ORL, toate de la A la Z le avem și ce nu avem, încercăm să completăm, să intrăm cât mai repede cu medici full-time pentru a putea contracta cu Casa Națională. Mi-amintesc că în urmă cu 5, 6, poate chiar 7 ani a fost o adevărată revoltă în curte la Centrul Medical Irina pentru că erau foarte mulți gălățeni supărați și nervoși că nu mai apucă să-și facă programare pentru analizele medicale pentru că nu erau suficiente fonduri. Așa este. Îmi aduc și eu aminte că am fost năvălit de pacienți și de televiziune, am fost reclamat. Fiind fonduri foarte puține la ora aia pe analize de laborator, pacienții din Galați, disperați, veneau de la două noaptea, stăteau la rând, făceau listă cu pacienții și se înscrieau pentru toată luna. Bineînțeles, până dimineață, când începeau la noi înscrierile, până la sfârșitul zilei de lucru la noi, erau terminate și fondurile. Practic, acum, aici se vede diferența, aici se vede ce a însemnat Sfânta Maria pentru noi, pentru că odată cu intrarea în Sfânta Maria, avem la ora actuală unul din cele mai performante laboratoare din Galați, automat a crescut volumul de lucru, a crescut contractul cu Casa pe în calitate. Și, iar la ora actuală am ajuns să avem fonduri până la sfârșitul lunii, ca pacientul vine fără niciun fel de programare, vine cu trimiterea la medicul de familie și cu buletinul și cu cardul de sănătate și beneficiază de toate analizele gratuite și cu rezultatul în aceea zi. Asta voiam să vă întreb, dacă rezultatul analizelor îl primesc în aceea zi, pentru că mai departe pacienții trebuie să ajungă la medicul specialist, trebuie să știe încotro să o apuce și mai sunt și alte cabinete medicale care nu se dau rezultatele în aceeași zi și există acea tensiune pentru pacient. Da. Aici ne întoarcem la dotări și la aparatură. Deci aici se văd performanțele dotării, performanțele aparaturii, toate sunt analizoare automate, deci numai greșeala umană nu are cum să apară. Ba mai mult, au fost comentarii pe
Facebook, la pagina noastră, spunând că aceleași analize au avut alte rezultate la laboratori. Asta nu există. Laboratoarele care sunt în contract cu Casa Națională sunt toate controlate și verificate de RENAR. Poate cel de-al doilea laborator unde și-a făcut acel pacient nu era în contract cu casa și nu avea verificare RENAR. Altfel nu se poate, deci nu există varianta asta să fie rezultate greșite. Sau... Suntem controlați și verificați non-stop pe toată perioada contractului cu CSU. Și deja vorbim despre un nume în domeniul sănătății, exact. Despre Centrul Medical Irina și rețeaua de sănătate, exact. Sfânta Maria. Exact, deci nici nu se poate pune problema despre aceasta. Dar astăzi când vorbim, se mai fac programări pentru analize medicale? Nu. Vin pacienții efectiv cu trimiterea la medicul de familie, cu cardul de sănătate și cu buletinul și în ziua aia, dacă este nemâncat și pregătit pentru recoltare de probe biologice, nicio problemă, iar după amiază primește rezultatele în acea zi. Știți că se mai practică la alte clinici să spună că sunt analize medicale gratuite. Da. Am văzut și eu anunț. Deci, analize medicale gratuite nu există. Toate sunt plătite de casă. Dacă operatorul medical respectiv îi place să le spună la pacienți că el suportă analizele, e problema lui. Dar nu dă nimeni absolut nimic gratuit. Sunt numai analize decontate de casă. Există și pentru copii? Există și secție de pediatrie? Sigur. Sigur. Deocamdată nu avem contract cu casa pe pediatrie, dar avem specialitatea medicală pediatrie. Și o altă chestie, dacă tot a venit vorba și vreau să o înțeleagă pacienții mai bine, mulți spun, de ce nu ai, că noi plătim. Eu nu am o specialitate medicală pentru că nu am medic care să nu aibă contract cu casa în spital sau în altă parte. Deci medicul care vine la mine pe o anumită specialitate și semnează contract cu casa în cadrul clinicii noastre, el nu mai poate să aibă în altă parte contract cu casa. În Galați, fiind puțin medici, majoritatea au contract cu casa în spitale. El, chiar dacă vine să lucreze la noi, el vine după amiază, în afara orilor de program și contract cost. Deci nu că nu vrem noi să acordăm servicii de contate cu casa. Eu cu tot dragul aș da la toate specialitățile, dar nu am atâția specialiști care să pot da drum. Suntem în căutare, acum ne ajută și colegii din București. Asta voiam să vă întreb acum, pentru că din documentarea pe care am făcut-o am văzut că aveți o strânsă relație cu medici, cu profesori din București, care vin periodic la Galați și oferă consultații și chiar zilele viitoare va veni aici la Galați un profesor pentru chirurgie vasculară. Domnul profesor Pătruț, da. Deci, la ora actuală, tot din lipsă de anumite specialități acoperite de medici din Galați, împrumutăm din când în când câte un specialist de la București, de la colegi sau din clinici partenere din București și... Ba mai mult, cu domn profesor Pătruț, având o relație mai veche de câțiva ani de zile, colaborăm, dânsul a promis că începând de luna viitoare, toate controlele care le va face la pacienții văzuți, consultați la noi, deja vor fi pe telemedicină, fără să mai bată nici pacienții drumul la București, nici dânsul să vină aici. Și de acolo... vor verifica toate analizele și parametrii medicali și vor merge împreună mai departe. Este un concept nou, telemedicina la Centrul Medical Irina? Da. Acum îl demarăm și până chestia asta vom intra și cu colegii din București, având 10 clinici în rețeaua noastră din București, ei fiind în cel mai puternic centru universitar din țară, au
toate specialitățile acoperite de medici în București. Și în felul acesta, în prima fază, vom începe telemedicină cu medici de la colegii noștri pe anumite specialități care noi nu le avem în momentul ăsta, ba chiar mai mult pentru pacienți, pentru a doua opinie la anumite diagnostice și rezultate aflate aici, să mai aibă încă o opinie la un medic din București. Cum se va desfășura telemedicina în acest caz? Este vorba de o organizare cu tot ce înseamnă pe parte de IT, calculatori și tot ce ține de internet și legături foarte bune. Și în București va fi medicul și cu un cadru medical. La noi, la fel, cadru medical al nostru cu toată fișa pacientului care ajunge înainte de a începe telemedicina la medic și el are lista cu rezultatele pacientului care intră în direct și ușor, ușor intră în discuții și să face un consult și o verificare online. Asta îi scutește de un drum până la București pe mulți dintre pacienți, de costuri suplimentare. Sigur, și chiar îi dă mai multă încredere în diagnosticul care l-a primit și mai multă încredere că trebuie să urmeze tratamentul pe care l-a primit. Medicina muncii găsim la... Găsim și suntem o forță pe medicina muncii. Avem la ora actuală și caravană medicală la medicina muncii pentru că sunt foarte mulți operatori industriali care, având foarte multă forță de muncă, nu au cum să o miște tot timpul, să o aducă la clinică, să o controleze. Și atunci facem noi o echipă medicală, mergem cu caravana, ne așezăm pe platforma industrială a operatorului și facem tot ce înseamnă controle de medicină a muncii acolo. Apropo de caravană, avem deja și o ambulanță care nu este folosită, că mulți ne-au întrebat dacă asigurăm urgențe medicale. Nu asigurăm urgențe medicale, noi o folosim doar în scopul pacienților clinici noastre și a celor înscriși la medicul de familie la noi în clinică și beneficiază de transport de la spital la acasă, de acasă la noi pentru un control, radiologie, dacă vine la ortopedie și are fracturi, îl aduce cu ambulanța, îl vede medicul, îi face radiografia, a pus aparat gipsat sau ce este nevoie și pleacă înapoi acasă tot cu ambulanța, transport, tot, absolut. În ceea ce privește aparatura medicală, cum stă Centrul Medical Irina? Foarte bine. Toată dotarea s-a schimbat. Este aparatură nouă, tot. Și chiar și laboratorul, v-am spus, s-au și văzut rezultatele odată cu contractul cu CAS-ul. Și radiologia, avem radiologie digitală, avem ecografie multidisciplinare noi, avem DEXA, osteodensitometria, cel mai modern aparat la ora actuală din Galați. Am avut, la fel, pacienți mai răutăcioși care, când au văzut schimbarea, au spus aceeași mărie cu altă pălărie. Nu prea. Deci dacă vine și vede că nu prea e aceeași mărie cu altă pălărie. Dar în ceea ce privește tarifele, în ceea prețurile pentru consultații, acestea au crescut direct proporțional cu aparatura de ultimă generație? Nu. Sunt prețurile aliniate la... Sunt la prețurile pieții. Au crescut puțin odată cu prețurile pieții, în general, dar nu, nici vorbă, deci n-au nicio legătură cu... Datorită serviciilor medicale și aparaturii, așa se justifică și valoarea mare a fondurilor pe care le decontați de la Casa de Asigurări de Sănătate, sigur, da? Odată cu calitatea serviciilor, crește și valoarea contractului și... Deci asta înseamnă că pacienții care se adresează Centrului Medical Irina beneficiază la orice oră, mă rog, în limita programului. Da, dacă nu asigurăm urgențe medicale, da. Iar dacă tot a venit vorba și de performanțele aparaturii și asta, mulți pacienți nu înțeleg de ce pe radioimagistică
avem mult mai puține fonduri, adică nu ajung cum ajung la analize. La analize a fost simplu, că ne batem de pe aceleași poziții cu toate firmele din Galați. La radio imagistică nu ai cum, pentru că sunt câteva firme care au radio imagistică cu RMN, CT, ei au acaparat toate fondurile ca au cea mai puternică dotare. Și pentru radiologie și Odexa și ecografie, ai mai puțin, dar asta nu înseamnă că nu vrem noi să dăm. Asta e dotarea, astea sunt fondurile. Aveți echipa medicală completă? Da. Completă să funcționăm bine, dacă mai avem nevoie de medici specialiști pe anumite specialități medicale, încă avem nevoie. Vorbim despre o echipă de medici tineri? Da. Da, asta e visul nostru. Acum, avem și așteptări din zi în zi tot mai mari și cu partea de medici tineri care urmează să vină din Galați, că în fond suntem și noi centru universitar medical de 20 de ani de acum, nu? Și ușor, ușor trebuie să vină. Este deocamdată au umplut întâi spitalele. Întâi spitale, bun. Aveți și promoții la pachetele de screening? Da, da, avem promoții, avem și în general se fac promoții pe segmente de specialități medicale și analize aferente lor, dar sunt tot timpul anunțați pacienții pe publicitatea noastră, pe Facebook și pe pagină, îi ținem la curent de ce reduceri sunt în momentul respectiv. De când s-a făcut trecerea aceasta și integrarea în rețeaua de sănătate Sfânta Maria, a crescut și numărul pacienților? Da, cu siguranță. Cu siguranță a crescut și... Bine, și trebuie să ținem cont că aproape 8 luni de zile am fost în renovare. Adică am lucrat în condiții de... avarie, de avarie, da. Cu schele pe clădire, cu... Acum... Deci nu puneți la socoteală cele 8 luni, dar dacă le dăm la exact o parte, atunci este o adresabilitate mult mai mare Da. Și, și mai constantă, nu mai este în valuri. Deci este o adresabilitate constantă și ușor, ușor, că de fapt aici și urmărim să ajungem, să avem toate specialitățile medicale în contract cu casa, ca omul când vine, ca aici e problema care nu înțeleg mulți, omul când vine și are o nevoie, el nu are răbdare să-i spui, stai că te programezi peste 2 săptămâni când am medic. Dacă el o doare atunci, el atunci trebuie să găsească soluția. De asta spune, că mulți spun, băi, de ce te-ai dus la plată? Păi de asta s-a dus la plată, că n-am mai avut, neavând nicăieri unde în ambulatoriu să găsească un medic specialitatea care avea nevoie, și asta automat se duce, plătește, dar el vrea în ziua aia să știe ce tratament trebuie să ia ca să scape de dureri și de probleme. Deci până la urmă la Centrul Medical Irina un pacient vine pentru investigații medicale, apoi diagnosticare, sigur, tratament și îngrijire, da? Da. Are toate, aceste patru acordăm elemente. Acordăm la ora da? Actuală, cum avem echipe de deplasări la domiciliu, avem și ecograf portabil, avem și electrocardiograf portabil, adică se face o echipă medicală, că chiar avem suficiente cazuri care au o mamă, un tată bătrân acasă care nu mai poate merge și se deplasează, îi fac investigațiile, îi se recoltează analize, îi se face electrocardiogramă, îi se face ecografie la domiciliu, după care îi se întocmește un raport medical care se dă și știe încotro trebuie să apuce familia ca să-l mențină pe o linie cât mai bună a sănătății. În momentul în care se fac aceste analize la domiciliu, cum spuneați, echipa medicală este formată și din medic? Da,
Da, deci nu medic, vorbim doar asistent, de asistent medical. Da, nu, este și medic, pentru că automat se face electrocardiogramă, se face ecografie. Asta și reportare de analize. Aceste servicii medicale sunt oferite non-stop? Sau nu, deocamdată nu, sunt nu, doar nu avem în... absolut nimic în momentul ăsta pe servicii de urgență. Ăla e alt segment de piață care e foarte complicat să intre. Adică, odată început o activitate de urgență, nu mai ai cum să o întregupi. Și să spui, în seara asta nu dăm la nimeni asistență. Deci atunci trebuie să ai și dotări și echipă medicală să faci față non-stop. Și nu suntem pregătiți, deci nu, pentru așa ceva nici vorba. Bun. Care sunt planurile de viitor la Centrul Medical Irina? Planurile de viitor sunt frumoase. Vrem să ne dezvoltăm, vrem să avem prima spitalizare de zi cu chirurgie la Galați. Deci avem planuri frumoase, să vedem și... Asta când spuneți despre internare de o zi cu chirurgie, vorbim despre mici intervenții chirurgicale sau și de operații de gen apendicită, hernie sau ceva mai complicat? Nu, mici și medii. Medicii specialiști, chirurgi sau ortopezi sau asta, ei în momentul consultului, ei știu deja cât urmează să fie spitalizat pacientul. Adică aici nu putem noi să evaluăm. Doar medicul care studiază pacientul atunci știe. Și dacă el hotărăște că poate fi operat, atunci fără niciun fel de problemă îl operează, că așa va fi. Cu tot, cu echipă de anestezie, terapie intensivă, tot absolut, numai că în 24 de ore pacientul merge acasă. Asta înseamnă că vă măriți și spațiul acolo. Că aveți da, avem un proiect acum, un nou spațiu de amenajat și de schimbare destinație și să facem o clinică de chirurgie, pentru că sunt foarte, foarte multe solicitări pe chirurgie și adevărul e că sunt foarte multe intervenții chirurgicale care intră în intervențiile mici sau chiar medii, care nu merită omul să meargă să interneze în spital, să ocupe acolo, cel puțin la spitalul de urgență, acolo chiar trebuie să lăsăm loc urgențelor, nu să mergem pentru un chist sau fel de fel de mici probleme chirurgicale. Bun, pe final, domnule Stan, cei care ne urmăresc acum au auzit, sunt foarte interesați de toate aceste facilități pe care le oferă Clinica Centrul Medical Irina. Dar unde vă pot găsi? În Galați, pentru gălățeni e simplu. Suntem peste strada de două babe, deci orice gălățean știe e, zona. Cred că deja despre Centrul Irina, da. Da, deci unde? Am avut chiar și pacienți care au spus, doamne, că v-am căutat, dar n-am știut că Sfânta Maria e Centrul Medical Irina. Noi, de aia, peste tot, apare Centrul Medical Irina, face parte din rețeaua Sfânta Maria, tocmai ca ușor, ușor, pacienții să înțeleagă că suntem aceiași, dar transformați în bine și mergem numai spre bine. Am înțeles. Eu vă doresc multă sănătate, în primul rând, să aveți parte de pacienți cu probleme mici de sănătate, pentru că asta și ne dorim. Să reușim să le rezolvăm la toate problemele. Și să fiți soluția aici la Galați pentru toate problemele medicale ale pacienților care vă trec pragul, să nu mai fie nevoit să plece în alte orașe, în București sau în Iași sau în alte deocamdată, până nu avem soluții, noi ajutăm să ajungă la o clinică a colegilor din București, dacă e nevoie. Și, deci le oferi și consultanță pe partea aceasta. Da, sigur, fără probleme. Și chiar o programare. Ei în București chiar au contract cu casa cam pe toate specialitățile. Acolo chiar putem să ajutăm orice pacient vrea să-și rezolve o problemă, așa.
vine la noi și facem programare noi, direct la o clinică de-a noastră parteneră în București, deci nu sunt probleme. Asta este bine că nu îi lăsați chiar avem soluții și... pentru orice diagnostic pe care îl primesc. Sigur. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept mulțumesc aici să ne mai spuneți despre schimbările și planurile pe care le aveți acolo. Și noutăți. Irina, sigur că da. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor!